Competiția națională de robotică educațională World Robot Olympiad TM a reunit la Craiova zeci de elevi pasionați de robotică. Cu emoții, dar și cu dorința de întrecere, aceștia au încercat să demonstreze că asamblarea și programarea roboților nu le ridică mari probleme. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc în sala de consiliu a Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică. Clipa aceasta are loc deschiderea Olimpiadei World Robotics Olympiad 2014, faza regională Oltenia-Craiova. Această fază este susținută de către Universitatea din Craiova prin Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică. Iar tot ceea ce îmi doresc eu este ca visele voastre să se împlinească mai departe, în special în domeniul ingineriei și, de ce nu, în scurt timp sau într-un timp ceva mai lung, depinde de vârsta voastră, să deveniți studenții Universității din Craiova. Eu vă felicit pentru că v-ați înscris la acest concurs în primul rând. Vreau să vă spun că Universitatea din Craiova de 2 ani de zile și-a deschis larg porțile pentru învățământul preuniversitar. Suntem alături de dumneavoastră elevi, suntem alături de colegii noștri din preuniversitar prin diverse acțiuni pe care le desfășurăm împreună. Sunt bucuros că văd atât de mulți copii astăzi aici. Sunt convins că automatica, robotica, mecatronica sunt domenii de viitor, sunt domenii care creează plus valoare. Știu că o competiție de acest gen se organizează destul de greu. Eu vreau să felicit Facultatea de Automatică, respectiv cei care s-au ocupat de această organizare, domnul profesor Băzdoacă. Vă urez succes pentru noi, conducerea Universității din Craiova, toți sunteți câștigători, deși cu siguranță că la orice concurs o să fie doar câteva premii. Ne bucurăm să vedem într-adevăr copii de toate vârstele care se apropie de tehnică și este foarte important să ne dăm seama că societatea nu se poate dezvolta fără inginerie. A fost o perioadă după 90 în care, din păcate, industria a căzut în România, dar este perioada în care se revine și ne dăm seama că nicio societate nu se poate dezvolta fără a avea ingineri. De fapt, toată tehnologia, tot ce avem în mână, se bazează pe inginerie. Am înțeles de la colegii mei că acest concurs a fost gândit să stimuleze creativitatea și inovarea pe partea de robotică, un domeniu fantastic, și de ce nu să stimuleze lucrul în echipă, conștienți fiind că majoritatea firmelor la angajare promovează acest concept de lucru în echipă. Competiția națională de robotică educațională World Robot Olympiad TM este un eveniment dedicat științei și tehnicii. Această manifestare este parte integrantă din proiectul educațional Să descoperim mecatronica și robotica, proiect coordonat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, împreună cu licee, școli și inspectoratele școlare din Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Mehedinți.